Consiliul Județean Maramureș a fost convocat astăzi în ședință extraordinară pentru a vota trei proiecte care le-au fost aduse în atenție de către executivi. 24 din cei 34 de consilieri au fost prezenți în sală, ședința fiind astfel statutară. Aleșii județeni au aprobat promovarea spre finanțarea proiectului Mara Quality, cu o cofinanțare de 2% a Consiliului Județean. Acesta prevede implementarea și certificarea unui sistem propriu de management al calității în cadrul Consiliului Județean, conform standardelor ISO 9001 cu adresabilitate întregului personal. În acest fel, ar urma să fie instruite 160 de persoane din aparatul propriu al Consiliului Județean Maramureș în utilizarea, menținerea și dezvoltarea SMC. Al doilea proiect aprobat a vizat admiterea cu obiecții a recepției la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții Centrul de Vizitare din Pasul Prislop, realizat în cadrul proiectului cu finanțare europeană, măsuri de management privind creșterea gradului de informare și conștientizare din Parcul Național Munții Rodnei. Lucrarea este făcută, dar nu la calitatea necesară și atunci trebuie să avem în continuare obiecții pentru a instructa executantul lucrării într-un termen de 90 de zile să remedieze deficiențele pe care le-am constatat acolo, urmând ca dacă constructorul nu reușește sau nu poate sau nu își dorește să facă toate aceste lucrări, pe cheltuiala Consiliului Județean noi să facem aceste lucrări, dar în culpa și sub un prejudiciu al executantului. Adică vom încerca să recuperăm toate sumele necesare de la cel care pe care noi îl considerăm vinovat. Ultimul proiect de pe ordinea de zi a fost cel privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție reabilitarea drumului județean 187 Leordina Ruscova Repedea Poienile de Sumunte, faza studiu de fezabilitate. Este un proiect pe care îl adoptăm astăzi și pe care Consiliul Județean Maramureș îl va transmite în cursul zilei de astăzi înspre Ministerul Dezvoltării pentru a putea fi evaluat înspre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, alături de celelalte proiecte pe care le-am depus deja, așa cum am spus, cele două tronsoane pe Valea Izei, între Vadul Izei și Bârsana, al doilea tronson între Bârsana și Săcel și, de asemenea, legătura între Baia Mare și Coaș. Obiectivul de investiție este eligibil pentru finanțare din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Valoarea totală a investiției se ridică la aproape 54 de milioane de lei fără TVA, iar sectorul de drum propus pentru reabilitare are o lungime totală de mai bine de 20 de kilometri.